Diferit sunetul. Luca, ai lag, iubit. Luca, Darwin. S-a blocat. Hello. Nu s-a blocat, mă joacă teatru, ia. Hello. Nu, nu s-a blocat. Are fumul, dar zici că face TikTok de mâine, efectiv. Ai uitat, iubitul, că nu e băie. Vă dați seama ce miracol, nu mai moflă e. Pentru că fumel. A, că nu mai mănâncă semințe ca aia de scuipă cu zânul meu? Mm-hmm. Da, da. Haideți cu tap-tap, vă rog. De ce te-ai întus, Luca? De ce m-am întus? Pentru că e cald. Cum ai că de ce m-am întus? Nu, de ce te-ai dus, Luca? Și bunicul s-a dus. Deschide gropare mormântul. La fiecare 10 minute și întrebare. De ce te-ai întus, măi, Luca, mă? De păr m-am pus. Haideți mai cu tap-tapurile. Ce facem? Unde e activitatea, fraților? 144 de oameni, măi, oameni buni. Universul, să ne luăm și noi un televizor în living. Te-ai zis că tu nu te uiți la televizor și da, că nu-ți mai trebuie. Am făcut o pălărie din 10, nu se poate, frate. Dar cine te crezi? Uitați că nu vorbeam cu tine, cocoșică. Bă, dar nu mai face atâtea figuri, Luca, că chiar efectiv nu ești nimeni aici. Handicapat liniuță. Fac figuri. Handicapat liniuță, ușor că te enervezi iarăși. O să foarte bine, așa, mulțumesc, Andra, te pun, mulțumesc. Uite, uite, te invidia din ochii lui că am primit pălăria, ați văzut-o? Ați văzut-o când mi-a dat pălăria? Vă rog din suflet, dați-mi o pălărie, vă rog. Invidia asta, frate, vă rog. Păi da, vă pălărie. Apropo, Andrei, fără supărare, de ce porți șapcă în casă? Că plouă. El e gangster, păi îmi plouă în casă, frate. Da, îmi plouă în casă, în apartamentul ăsta, care e mai urcat podul lui Luca. Și el are calorul pe tavan, voi vă dați seama? El de aia are gât să nu-l cap, să nu-l plouă. El are instalație pe geam de la Crăciun, voi vedeți? Păi da, și ce care e problema? Păi și ce care e problema? Nu ce pereți în dungi, ai nu-ți ar fi puțin rușine? Și ai vrea, că te-ai așa nebunule. Ferească Dumnezeu, fac moartea pasiunii. Faci 5 ani TikTok ca să deci, ai deci, apartamentul tău zici că e laboratorul lui Dexter, să mă bată mama. Ți invidie. Vedeți cât ai invidie? Îți mai lipsesc anumurile de control. Deci vă dați seama că el în sufragerie are televizor de bucătărie, frate. Că mi-am făcut acest apartament superb și n-am deci mai rămas bani. Care apartament de sute de mii de euro și n-are un televizor de la LCD. Săracul, dracu. Săracul, dă tot, mă, n-am văzut. Săracul, dracu, ți-ai făcut apartament de sute de mii de euro și n-ai avut bani de un televizor. Nu am avut bani de viață, nenorocită. Mai puneți-mă, Luca, vă rog, de-astea, cum îi zice, pălării pe cap, că îmi place, că arată ca un căldărar. Mai mănâncă și semințe. Da, mai trebuie și coasa, ca să o bagă în tine. Da? Ce glume de țăran ai. N-am văzut. Andrei, nu te aud, tot 9 puncte? Da. Nu te aud, decât de la 200 în sus. A, da? Păi nasol, după 6 ani să ai doar 200 de puncte pe live. Ce să faci? Am 392, pui meu. A, acum. Uh-huh. Uite, a venit și Andrew, aici te-a rupt. Andrew, te pup, Andrew. Andrew, n-a lasă, pui meu. A prost că vine la mine. Vedeți? Eu nu cred. Vedeți câtă invidie e pe el? Andrew nu este Emra, să știi. Dar nu, mie nu-mi trebuie niciun Andrew, niciun Emrah. Eu intru aici doar ca să-ți fac ție zilele mai frumoase, vedeți? Deci te duci la WC-ul și urli tare în WC-ul Roberta. Roberta! Haideți! Mi-am luat capac de WC-ul, Luca, nou, pentru ce tine. Da, soft. E bine? Nu e Roberta! Hai! Roberta! Roberta! Țipă, frate! Am țipat, du-te, drag! Păi ai țipat? Ai țipat? am zis în două octave, dar e surd, n-auzi. Asmo, te pup! Bine, am să fac și o jumate de provocări. Uite, am Ivan a urlat. Am făcut de două ori, ești nebun. Na, de amar. Mamă, dacă te invidie pe capul tău, n-am văzut așa ceva. Iată, știi ce faci, mechiul ăsta? Tap, tap! Bună, Sorana, te pup! Bă, nebunule! Un pahar, frate. Bă, fără de alea pe balcon. Deci au rugat pe toată lumea cum a jucat pe provocări, fără din alea pe balcon. Să urlu pe balcon, să trezesc vecini, să fac, să dreagă să alea, că nu-mi place.
Adică fac ce vreți voi pe aici prin casă, dă-le dracu, mă bag, fac, m-am băgat în casă. Ok, aveți cartofi. Da, nu. Ivana, ai cartofi? Cred că da. Ai cartofi, dar n-ai ulei. Fii atent, dacă aveți cartofi, spălați un cartof și îl mâncați ca pe măr, o gură. Okay. O ceapă. Okay. Dacă pierdeți voi, o ceapă vreau să faceți așa cu o ceapă. Dacă ești nesimțit, eu atâta zic, dacă vezi că ți-am pus o gură de cartof care n-are gust, nu fi nesimțit. Pare gust. Mie îmi plac cartofii cruzi. Vai, bașa, pe bun. Na, bine. Vedeți-mă mortală, bă, că te lupi nesimțit. Ești o mizerie ordinară. Minere! Nu te dracu de aici, de unchiul Pecos. Zici că ești unchiul Pecos la față. Păi unchiul Pecos este o legendă la tine. Aha. Ce nesimțit ești, frate, efectiv. Eu dau provocări ușoară să nu fiu nesimțit și el îmi dă ceapă. Căcate-i ceapă. Mm-hmm. Să-ți meargă burta. Cum urât, bă, oricum. Luca, acum când îi se umflă vena de nervi aici, se vede până la ceapă. Bă, tu n-ai văzut, mă, cum a reacționat când ai zis de ceapa aia, mă. Și că te rog frumos să nu fie simțit. Aulă, du-te, dracu. Fac contestație. Asta, nu avem mordoi iară. Ce să avem mordoi când el are 6 puncte și 9 puncte? Hai cu tapta. 69, ce-ți place ție, Luca? Hai cu tapta. Hai cu să mănânce Luca ceapă, haideți. Da, are contractul după aia. Spasă. Andra, mulțumesc. Andra, te pup. Oricum, o să regret următorul meci pentru asta. Hai cu snipe-ul, hai cu snipe-ul. Haideți, mă, să-l facem pe Luca să mănânce, să ia o gură așa de ceapă. Zică, ce gust bogat. Lasă, frate, că... Andrew, ajută-mă, te rog frumos. Și taie melonul acum, nebunuie. Da, ma, melonul mi-l tai. Taie-ți-l, da. Ah, ok, Andrew, ne-am dus dracu, e ok. Dați snipe atunci, care are și mă poate... Care are? Nu am scare are, dar na. Care are? Minere. La București, fiind aerul mai rarefiat, nu prea se aude bine. Mai rarefiat, știe și el un cuvânt. După handicapat, liniuță O. Se pup, Luca, ești fanul meu. Vrei pepeni? Hai, mă, cu tap-tapuri, măcar. Hai, cu tap-tapuri. Hai, că prefer că nu am snipe acum la Luca să mănânce o... Pe 10, pe de ceapă. Bum, să-mi fige direct în ceapă. Te pup, Sorana, mersi! Sorana, te iubesc, efectiv. Deci fală toți la Sorana. Vai, îți foarte mulțumesc. Toată lumea bloc la Sorana. Ce măgar, deci nu cred că ai zis asta. Da, dar așa face el mereu când se oftică. Așa trebuia să urlu și eu în WC-ul. Hai, Pati, pregătește ceapa, că și tu ai pierdut. Da. Vai, bată-te, Dumnezeu, să te bată. Mersi, Marcu. Deci, Sorana, ești cea mai tare, jur. Nu-i așa, Sorana, că a fost rău la faza asta? Să mor eu dacă nu. Dar așa face cu toată lumea. Da, mă, dați follow la Sorana, mă, că ești mecheră. Ali, te pup. Follow toți la Sorana, vă rog. Dai seama că glumește, nu? Adică...
Doamne, îmi pare rău. Nu e stres. A scăpit de următoarea. Ești patru, te rog să mă ierzi, dar nu era pentru tine, mai mult era pentru Luca. Vai. Așa sunteți, frate, 140 de oameni, nu dați nici tap-tapuri. Problema. Stai să termine și Luca, stai așa, Patrice, stai să termine și Luca, mușcați amândoi. Nu e problema. Nu prea-i bine. Are cura apa acum. Băi, băi, lasă de urmă. Prea bun, pleacă la țară. Nu mai mine, îți dai seama că după aia face figuri dacă îi mai zic să zică și asta. Minea, cred că o să-ți ieși tu bloc. Ce zici? Vrei? Hai! Îmi iese iuțelea pe nas. Ești cuprins să faci de o câmpenească. Nu te trec. Bă, gata, dă-te dracu de aici. Vai de capul meu când ieșim. Cred că nu mai zic. Sorana, de maxim de pegat. Sorana, vai ce m-am zis. Patrick, tu ești bine? N-am treabă, că mănânc ceapă. Mai că mănânc și tu ceapă. Și Luca e bine, că și el mănâncă ceapă. Asta uite. E atât. Nu e roșie, e pepene roșu. Bine că am mai scăpat de gust un pic, dar nu de tot. Mai serial, ești gur. Vrei lubenița? Vrei? Haideți cu tap-tapurile, haideți cu tap-tapurile. Hai cu tap-tap. Apăs la spre ecran. Deschide-și tu, te rog. Vai, doamne, te rog la crimine, bă, frate. Andrei, meciul ăsta. Așa. Dar Andrei și Ivana, că suntem, la, suntem o echipă. Pentru că m-a pus să iau o gură de ceapă. Meciul ăsta o să vă duceți tiptil pe hol, dați un pumn într-o ușă și intrați în casă. Ceapa, Ana. Pentru ceapa pe care am mâncat-o. Ok. Merge? Da. Și noi ce facem? Sar gardul la vecinul. Am șantier aici, nu pot. Patrie în casă, cel mult de pe geam poate să sară. Se sacrifică Patrick, se sacrifică Luca și pentru tine, Patrick. Tu nu faci nimic la meciul ăsta. Deci tu chiar vei raport la con. Ok, hai că facem altfel. Aveți ketchup? Da. Ok, vreau să... Nu facem nimic cu ketchup pentru că o să consideră că e sânge și ne închide live. Nu, pui pe tine, nu se vede nimic. Vreau să faceți în felul următor. Vreau să puneți ketchup și cu o lingură de piper într-un pahar, să-l amestecați și să luați după aia o lingură să înghițiți. Deci tu vrei să ne ar stomacul, adică. Băi Andrei, o să zic eu. Ia.
Luca, uite ce faci cu ketchup-ul, ca să nu fie panoramă. Pui ketchup într-o lingură, da. Da? Și știi faza aia, stai așa un pic, stai așa un pic să iau o lingură. Stai nu, 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 că o să se vadă după aia pe față, Cosmin, că eu știu ce vrei să faci, nu. Păi nu iei ketchup, iei muștar. Iei muștar. Nu mai pui muștar pe față niciodată. Nu pe față, ta. Mă, nu pe față. Păi am mai pus odată muștar pe față. Faci chestia asta așa, vezi? Poc, pe o mașină, afară, din curte, ieși, găsești o mașină și dai una. Poc. Dar nu am. Păi aștept să treacă una și dai în timp ce merge. Bă, cum? Sau dacă nu știi unde dai, dai pe geam în casă. Adică de afară, știi? Te duci afară, pe exteriorul geamului, faci un pic. De ce ai? Nu știu, de ce ai? Merge? Asta a tapai mei. Haideți cu mine. Merge, mă? Nu, eu tot rămân la aia cu ketchup-ul și cu piperul. Ketchup-ul și piperul? Bine, mă, hai, fie. Ok, de acord. Piper cu ketchup. Exact, nici ei n-au făcut aia cu apa, frate. Care apă? Pe geam. Da, da, am tipat că nici noi n-am făcut aia. Ok, aruncă un lighean cu apă la vecinul în curte, hai. Eu? Da. Și Patrick ce face? Bea un pahar de apă cu sare. Asta zic, un pahar, o lingură de piper cu ketchup e ok pentru amândoi. Nu ieșiți nici din casă. Ben, ajunge o lingură de ketchup cu piper. Taci, Luca. Ne pune să mai puțin să sărim la vecin în pat. Deci ai de spus naipul, vă rog din suflet. Oricine. Bă, băiatul, deci n-ai cum, deci pe mine o dor ochii mește, bă. Dacă nu dați snipe, eu nu mai joc. E amuzant, dar de ce să nu mai joci? Pentru că nu vreau tot timpul numai eu să pierd și să fac provocările. Așa că v-ați zis cu una. Hai, bostulică, că ai făcut o provocare, ai făcut. Vreau să dați, să dați snipe, frate. M-am dat cu covorul pe tări, de două ori chiar. Am urlat în WC-ul, am făcut flotări. Ai mâncat o ceapă, vorba aia. Da, de la care nici... Să țug o ceapă, mă. Ca tot nici, românul. Nici acum nu mi-a ieșit gustul din gură. Dacă nu dați snipe, nu mai joc pe provocări, frate. Vreau și eu să câștig. Că-i dă snipe, cineva de acolo. Eu o să-i dea asta. Cum o cheamă? Corana, o să-i dea snipe. Nu vreau, frate, să înghit piper cu ketchup. Ai discutat taburile și cu snipe-ul, vă rog din suflet. Nu! Roberta, așa se dă snipe-ul. Toată lumea follow la Roberta. Roberta, așa joci drăguța, scumpa. Okay. Roberta este iubirea și fleblețea mea care nu mă lasă să pierd. Ok. Haide. Vai, dar ce-mi pute gura ceapă. Ei, dar vezi că Ivana pierde netul pe hol. Ivana, dă-te pe date mobile. Mulțumesc, Ivana. Roberta. Te iubesc. Bag o gumă. Păi, dar îmi pute stomacul, men, nu gura. Bă, Andrei! Mă auzi, Andrei? Ce? Bă! Zi! Mă auzi, mă? Da, mă, te auzi! Zi lui Bogdan, te rog eu, mă, după, deschide bariera! Zi lui Bogdan, deschide bariera, te rog eu! A zis Ivana să-i deschizi lui bariera. Ce trebuie să facă? 15 lei, a zis. Okay. 15, da, eu. Păi n-are, dar nu știu cine vine la el. Eu o să ies după meciul ăsta. Ce trebuie să fac? Te pup, Sorana, mersi din suflet. Du-te pe hol și dă cu pumnul pe ușă și fugi. Da, mi-aș picioarele, Luca, dacă te mai prind în meciul ăsta, du-te, fac. Să, hai, hai. Roberta, te iubesc, le da una mai departe de tine, ca să poți să fugi. Și lăsați-vă ușile deschise.
S-a auzit, da? Andrei, tu deja te-ai dus? Andrei, am și bătut, n-ați auzit? Eu nu mai fac asta a doua oară, lasă-mă dracu, că este lumea pe hol. Nu s-a văzut sau ce s-a întâmplat? Cum întorc camera? Cum întorc camera? Man, eu n-am văzut nimic, frate. Mami, și pe hol, man, ce aveți? Vezi că poate te aude Ivana cum râzi acolo la ușă. A ieșit la ușă omul? Da, Andrei nu-l spunea, dar cumceva... Uite, Marcela zice, s-a auzit și văzut. Nu te-ai blocat, Luca. Uite, o să fac, o să-ți trimit după aia, la finalul înregistrarea de pe... De la finalul live-ului, dacă nu mă credeți. Ne auzim un pic mai încolo, dacă mai sunteți, intru cu voi înapoi. O dar cine ar venit mă la tine, ia? Uite, am și filmat, a zis Marcela. Bine, mă, bine, bine a făcut, hai. Cine vine mă la tine? Vă pupi, pa! Cine...